Andrei, doamne Oxane, doamne Nina. Dragii mei, eu de multe ori m-am gândit ce-a fost viața asta și ce-a fost literatura asta. Și aș vrea să fac câteva... Nu că enunțuri, dar concluzii sau la ce am ajuns eu. Eu am spus așa, că generația mea, generația anilor 30, a avut norocul de a se produce, de a se forma ca autori sau ca scriitori într-o perioadă fastă, după moartea lui Stalin. Dacă mai dura regimul acela, noi eram toți niște proletcultiști. Noi eram toți niște primitivi, niște dogmatizați, niște schematizați și niște nu știu ce. Dar faptul că a decedat tiranul când noi încă eram tineri și s-a deschis porțile spre frații de dincolo de Prut și a venit masiv literatura română, a venit presa românească, contactele s-au stabilit. Noi ne-am format într-o epocă fastă, dar această epocă a durat 10 ani, să zicem, până în 68. Și a început să întunece, să se închidă și să cadă iar satârul cenzurii. Și a venit anii 70, care eu îi numesc până în 81-82, când a venit generația lui Nicolae Vieru, marasmul cel mare, când majoritatea scriitorilor s-au vândut, s-au prea curvit, dacă vrei să-i, pentru bani, și au scris elogii toate chestiile astea. Deci a fost o perioadă ceea ce ne-a influențat pe noi și a fost norocul acestei generații împreună cu colegii un pic mai în vârstă. Al doilea moment care vreau eu să-l spun. Eu, ca autor, am fost născut în timpurile cele mai negre și mai întunicate. Și când am ajuns la vârsta de 16-17 ani să înțeleg și să-mi dau seama ce a fost viața mea, cum am apărut eu pe lume, cu un bunel deportat, cu o mamă măritată în grabă ca să nu fie deportat și ea, cu un bunel care a murit peste un an și toate astea, pe urmă a venit nevoi, necazuri. Și la 17 ani, eu am avut o criză existențială de mare profunzime când am socotit că eu nu am dreptul să trăiesc pe lumea asta. Nu ceea ce în romanele mele sau în Zbor Frânciun ăsta nu este pură ficțiune sau imaginație sau nu știu ce. Este ceea ce am trăit eu și eu sunt. Nu că sunt convins, dar sunt absolut convins că existența autorului, în primul rând, decide opera lui, viața autorului. Deși sunt alți colegi care spun că toate cărțile se scriu pe baza altor cărți. Să-i se extrag din alte cărți și să face un fel de combinație, un fel de nu știu ce. Al doilea moment care a contribuit la realizarea mea ca autor a fost că eu, contrar voinții mele, că eu activam în ziaristică și mergeam după universitate la muncă de redacție, de jurnalist, dar comisia de repartizare a insistat ca eu să rămân la doctorantură, cum se numea aspirantură pe atunci, și timp de 3 ani eu am stat în biblioteci, am citit, m-am documentat, am cunoscut ceea ce universitatea nu mi-a dat. Universitatea 5 ani au fost sterili, goi, nimic. Și abia atunci când eu am făcut doctorantură, eu m-am inițiat nu doar în domeniul subiectului meu, care aveam eu arta romanului la Liviu Rebreanu, ci la întreg procesul literar românesc, european și universal. Și în filozofie și tot. Deci ca să realizezi o carte nu e suficient să ai ceva biografie, ceva experiență de viață, trebuie să acumulezi cultură. Cultură și cultură multă și cultură universală, cultură totală și nu doar cultură în domeniul tău, cultură
în filozofie, în psihologie, în matematică, în fizică. Mi-era curios să cunosc ce se întâmplă, că aveam colegi de facultate, de cămin, ce se întâmplă în matematică, ce se întâmplă în fizică, ce sunt toate lucrurile astea. Deci, în afară de asta, principiul moral în artă, cum am spus eu odată și a fost expus pe protospiciu sau pe prima pagină a unei cărți, este decisiv, este dominant, este absolut principiul moral. Deși se spune că arta, mă rog, poate să-și permită lucruri așa, mai puțin morale, mai puțin... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Politica este amorală. Politica nu ține seama, iar arta este absolut contrariul și opusul politicii. Dacă politica vânează profitul, dacă vânează succesul, vânează, arta este dezinteresată, arta exprimă spiritul și cele mai frumoase aspirații ale omului. Și în fine vreau să mai spun încă o idee la care am ajuns eu. Dragii mei, noi trăim într-o epocă foarte tulbure. Doamna Maria a surprins foarte exact și a spus că suntem într-o epocă a agoniei, așa ai spus dumneata. O epocă... Heidegger, în cărțile lui, în reflecțiile lui, spune despre istoria umană că este în permanentă rătăcire. Rătăcire. Când a fost întrebat ce se întâmplă cu umanitatea, este în rătăcire mare și nu se știe încă de unde și când și cum se va domiri ea, pentru că civilizația occidentală a luat-o un pic greșit pe calea mecanismelor, mașinilor și domină mașinul și s-a venit și s-a suprapus acest sindrom sau acest patima consumismului, nu a înălțării prin... Pentru că dacă tu ai posibilități ca să ai gaz, ca să ai mașină de spălat, să te menești, îți referă ție timp liber. Timp liber ca să lucrezi asupra sufletului tău, să te înalți, să te curăți, să te faci frumos. Iar timpul acest liber, omul petrece cum în mod barbar în cafenea, în restaurant, la petrecere, la nu știu ce. Iată, asta e marea rătăcire. Marea rătăcire. Și încă o concluzie la care am ajuns eu. Arta, literatura, scrisul nostru pentru un popor mic. Hai să nu zicem că aceste câteva milioane care sunt în Republica Moldova pentru poporul român, dar poporul român e un popor mediu de câte 25-30 de milioane are. Pentru popoarele mici, în epoca globalizării, este cel mai important să-și caute de propria lui existență, nu de distracții și nu de plăceri și nu de cele, și nu de publicitate și de nu știu ce, pentru ființa națională, pentru... Deci noi ne apărăm, deci ea și cărțile mele, acolo Filimon caută să-și afle destinul lui, neamului, predecesorului, asta este. Ceea ce este mai important sau ceea ce este fundamental în artă este apărarea ființei naționale. Pentru că este popoarele mari totdeauna au căutat să le înghită pe cele mici, să le asimileze, să le convertească. Iată noi, uite, pentru ce? Totuși, eu ca un autor, eu deci sunt autor, dar eu pot să mă transpun și în ipostaza de literat sau de analist literar, pentru că eu am pregătire teoretică, nu? Eu nu vin în roman ca un neofit sau ca un amator. Eu vin pregătit bine, bine, dar am principiul meu. Când scriu, atunci eu dau liber impulsurilor din adânc și nu mă opresc și nu mă conduc de
reguli literare. Aici vine, vine spontaneitatea. Asta este. Și ce am vrut eu să spun, că iată, mă iau gândurile pe dinainte. Am și hiatusuri din astea sau anumitoare. Deci, da. Așa de frumoși sunteți, așa de bine mă ascultați, așa de bine mă prindeți și mă primiți, că nu știu ce să fac cu voi. După asta eu am să vă rog să rămâneți aici, ca în afară de aceste două romane, eu am editat în perioada anilor acestea doi de pandemie câteva cărți. Și două cărți din ele vreau să le ofer fiecăruia gratis, nu? Voi puteți să procurați de aici și vreți, dar de la mine o să aveți cărți gratis pe care eu le-am editat. Una se numește Nughe sau Cartea Nimicurilor și a doua se numește Ochii Steleani, care am dedicat-o poetei noastre dispărute prematur. Și vă rog să nu plecați și să vă le ofer aceste două cărți. Fiecăruia. Și în asta. În concluzie, ce aș vrea să vă spun? Am venit la această întâlnire de plin de dragoste pentru respect enorm de mare față de editura Cartier, care a editat atâtea cărți de ale mele și care a făcut atât de loc și a organizat această întrunire și această mică conferință, ca să nu facă o cacofonie, dar pot să vă arăt și aș vrea cumva, vreodată, poate Doamna îmi permite, când o să avem conferință la muzeu, acolo sus, pe 23 sau 20, 22, să vorbesc despre timp. Cum da. Timpul a devenit obsesia mea din copilărie, din primii ani de școală, timpul. Invitații, toată viața mea m-am gândit și am observat și am trăit timpul. Și să vă spun, o mare descoperire pe care am făcut-o la maturitate, ce este viața omului? Pentru că voi aveți în față totuși un om în vârstă care a trăit și știe. Și am să vă povestesc acolo cum este măsurată și drămăluită viața omului, nu cu anii, dar cu zilele, cu săptămânile. Și iată, eu când m-am gândit că o să vin la această întrunire, la această conferință sau la această lansare de cărți, pentru că sunt două cărți care au mai fost, au apărut, nu sunt cărți noi. Nu mă gândeam eu că o să descoperă lumea ceva nou. Dar mi-a fost greu. Și eu am făcut tot posibilul ca să alung, să mă debarasez și să vin aici, cum zice, în formă, ca și cum în formă. Și o să vă arăt în ce zile sunt eu acum. Iată, am aici pe aceste două foi, dar eu fac acest lucru, îl fac ultimii, să zicem, 15-20 de ani. Lucrul nu este nou. Savanții europeni l-au aflat târziu. Lucrul este cunoscut de chinezi, care au calendarul lor, zile faste și zile nefaste. Și în viața omului se întâmplă zile faste și zile nefaste, dar nimeni nu le știe. Și eu, ca un cititor fanatic ce sunt, am descoperit la domnul Boris Melnik, care a fost ani de zile rector la Universitatea de Stat, un așa zis metronom biologic sau ritmurile vitale care depind